Printre cele 12 laboratoare din cadrul INCESA se numără și laboratorul de tehnici și procese inovative în domeniul mecatronicii și roboticii. Acesta își propune să ofere servicii de cercetare, dar și de instruire în domeniul mecatronicii și roboticii, în colaborare cu celelalte laboratoare care funcționează în cadrul infrastructurii de cercetare. Echipamentele din dotarea laboratorului sunt de înaltă performanță. Un strung, un sistem mecatronic de frezare, un robot performant care poate realiza diverse operații în funcție de ce sistemii se atașează, de la operații simple de manipulare, de sudare, de control, chiar și de frezare. De asemenea, un sistem mecatronic de tăiere și gravare, un sistem mecatronic care permite tipăria pe diverse materiale. De asemenea, axe robotice liniare. Avem automate programabile cu interfețe om-mașină ce permit conducerea unor procese sau sisteme mecatronice robotice. De asemenea, avem un sistem de camere video care pot fi utilizate în achiziția de imagini, achiziții de mare viteză, ce pot fi utilizate în biomecanică, în urmărirea unor traiectorii, în realitate virtuală. Avem mânuși informatice. Laboratorul dispune și de mănuși informatice. Un astfel de echipament a fost utilizat într-un proces de proiectare a unei mănuși robotice utilizată în recuperarea unui pacient după un accident vascular cerebral. Tot pentru realitate virtuală, grafică 3D, avem un sistem de vedere oscilloscopic, un așa numit head mounted display, un HMD. Avem de asemenea software pentru proiectare 3D, avem software de tip SCADA pentru monitorizarea și controlul proceselor ce sunt răspândite pe o arie largă în spațiu. În activitățile de laborator au fost implicați și studenți masteranți sau doctoranți. Aceștia au astfel posibilitatea să se inițieze în domeniul cercetării, participând direct la diverse activități alături de cercetători cu experiență. Cu astfel de echipamente putem realiza diverse cercetări în domeniul mecatronicii și roboticii, ceea ce înseamnă, de exemplu, proiectarea și realizarea de sisteme mecatronice și robotice, ceea ce înseamnă modelarea, simularea și controlul sistemelor mecatronice și robotice, ceea ce înseamnă proiectarea și integrarea unor astfel de sisteme mecatronice și robotice în sisteme flexibile de fabricație. Printre obiectivele vizate în viitorul apropiat de cercetătorii din cadrul laboratorului de tehnici și procese inovative în domeniul mecatronicii și roboticii, se numără și dezvoltarea și implementarea de proiecte pentru partenerii locali sau naționali, dar și propunerea de teme de cercetare proprii în cadrul unor programe de cercetare naționale sau internaționale, precum Orizont 2020.